Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 4 martie 2024. Tu ești ambasadorul lui Hristos. Cetățenia noastră este în ceruri. Filipeni 3, versetul 20. Vom reflecta și astăzi la aptitudinile și calificările unui ambasador. În calitate de ambasador al cerului, Biblia spune că tu trebuie să ai următoarele calități și trăsături de caracter. 1. Să fii cetățean al țării pe care o reprezinți. Tocmai am citit, cetățenia noastră este în ceruri. 2. Caracterul și comportamentul tău trebuie să reflecte cele mai înalte valori ale țării tale. Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui. Citim în 2 Tesaloniceni 1, versetul 11. 3. Trebuie să fie echipat corespunzător. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. 1 Corinteni 12, versetul 4. 4. Trebuie să fii loial lui Dumnezeu și împărăției Lui, pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Citim în Matei 6, versetul 24. 5. Ambasadorul trebuie să poată comunica eficient. Cei mai buni ambasadori sunt cel puțin bilingvi. Ei vorbesc și înțeleg și limba celor din țara în care activează. Tu poți face asta? Pentru a da răspunsul corect, trebuie să înțelegi întrebarea pe cel care a pus-o și de unde vine acesta. Biblia spune, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. 1 Petru 3, versetele 15 și 16. Să reținem imperativul, fiți totdeauna gata. 6. Ambasadorul trebuie să fie un bun diplomat. Ambasadorii sunt eficienți dacă sunt persoane plăcute în timpul misiunii lor. Nu ți-ai dori ca cel ce îți reprezintă țara să fie arogant și necioplit în relație cu ceilalți, nu? Domnul Iisus a zis, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13, versetul 35. Așadar, mesajul nostru este Evanghelia și strategia noastră este dragostea. Care este misiunea noastră? Chemarea la mântuire. Biblia spune că suntem trimiși în puterniciția ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceasta este misiunea noastră, așa cum este scrisă în 2 Corinteni 5, versetul 20. Deci, fii un bun ambasador al lui Hristos.